Oare să coborâm în șeptar? Bună de dimineața de la minus 2 grade Celsius. Suntem într-o zi de luni cu un piculeț de soricel. Stați așa să deschidem și noi tot ce avem în sticlărie, să ne luăm puțin de vibe. Mergem fuga-fuguța către doamna Cristina, pentru că trebuie să lăsăm niște haine la spălat. După care, într-o milisecundă, trebuie să ne teleportăm la Custom Tuning, pentru că băieții de acolo ne așteaptă să facem și farurile, și stopurile, și stemele fumurii, pentru a fi în ton cu mașina neagră. Plus de asta o să lucrăm ceva și la frâne. Am și niște plăcuțe noi care trebuie înlocuite pe spate. Umblăm un pic la DXP-uț așa pe început de an până la Custom Tuning, pentru că nu mai vreau să mai amânăm chestia asta cu curentul electric și cu branșarea la casă. O să mergem la un notar înainte să ajungem la Custom Tuning, pentru că la notar nu trebuie decât să lăsăm actele, eventual dacă nu ni le dă pe loc ne întoarcem după garaj. Trebuie să ajungem și până la șantier, pentru că vreau să discut cu Albert când dăm drumul la Gresie și Faianța, pentru că dacă e de așa, eu deja m-aș duce să cumpăr Gresia. Avem treabă multă, Johnule. E luni și lunea întotdeauna este extrem de complicată și de alambicată, așa că țineți aproape, dăm drumul la treabă, hăți, Johnule, Daily Vlog, episodul 6. Hăți, bă, băiatule, câtă aventură a fost asta cu notariatul ăsta, dacă nu ne-am învârtit de n-am știut de noi. Uite, văd aici un notar, dar pe unde am intrat oare? Deci am alergat în zona aia Bolteniței, ce-o fi acolo, de ne-a venit acu. Ba, închis, ba, doamnele supărate, le pupăm din nou. Am ieșit dintr-un notar doar pentru faptul că s-a creat mini-neînțelegerea cozi înainte, în daily vlog-ul de cozi înainte, în care, din cauza faptului că n-am avut un act, am ieșit de la un domn, de la o doamnă notar, care s-a supărat foarte tare că a zis că din vlogul nostru s-a înțeles că eu am spus că era închis la notar, nu că n-am avut eu toate actele. Și am preferat să nu mă mai întorc acolo. Fraților, vă spun și vouă, când vibe-ul nu-i bun, nu mai merge să faceți ceva, că sigur nu iese bine. Hai să vedem cum intrăm la notarul ăsta, facem actele și revenim, sperăm noi cu ele gata, dacă nu, după ce termină la Custom Tuning, ne întoarcem și le ridicăm. Căți! Băi, sper măcar aici să avem noroc. Nu s-a răspuns la interfon, ceea ce înseamnă că lumea e la muncă. Acum să ne și iasă treaba, avem toate actele la noi. Ia. Hai să vedem, fraților, hai. Să rămână, facem actele și revenim, hăț. Băi, eu nu pot să cred, mă, mi se pare o glumă, mă. Și mie nu vine să cred ce se întâmplă, mă, fraților. Parcă Dumnezeu face asta ca să iasă vlogul mai Caterinca, mă. Băi, nu pot să cred, mă, am ajuns la birou notarial. Intru în birou și îi spune, doamna, aveți programare? Și zic, nu, îmi pare rău, e cu programare. Mai stau puțin, zic, mă, poate se înduioșează și na, nu știu, se întâmplă ceva. Nu se întâmplă nimic, zic, bine, mulțumesc, să rămână. Bună ziua. Scrie individual acolo sau care-i tu, mă, nu înțeleg. Deci al doilea birou notarial fail, mă. Păi cum, mă, să mai iubesc eu birourile notariale, mă? N-am nimic cu nimeni, mă, dar de ce, mă? În fine, următorul parter de bloc, așa-i treaba, te uiți la parterurile de bloc. Dacă ai văzut birou notarial, hă-ți oprești. Revenim în cursa nebună spre biroul notarial. Eu de obicei funcționez pe modul telefoane. În sensul că atunci când am nevoie de ceva, sun un prieten, o relație, o conexiune. De asta îmi place să-mi fac relații. Am zis, bă, pentru notar. Are, bă, de ce să sun? Mă, trimite cine știe cine, pe cine-i suna, unde mă trimite. Te zic, găsesc unul aici în zona în care sunt. Bă, băiatule, de 3 zile mă chinui să fac o fucking procură. Mă, o procură, mă. Pa-pa-pa-pa. O procură, mă. L-am sunat într-un final pe Cosmin de la Custom Tuning și am spus: "Bă, mai întârzi puțin pentru că nu găsesc un notar. Ajută-mă, te rog frumos. Unde ești, mă?" Zic: "Bă, pe Timișoara. Întoarce-te spre mine după plața pe Maniu și vezi că după Cora un pic mai încolo e un notar." A, păi, Doamne, ajută să fie un notar dornic să colaboreze, fără supărări și fără alte resentimente. Acum am trecut de Cora. Hai să vedem care-i treaba. Așa, frumos, rapid, prompt, foarte, foarte frumos, cu bun simț. Nu, parter de bloc, în găoaza numărul 3 era, să zic. Uite și tu ce frumos. Așa, da, mă, bravo. Respect și felicitări. Cine merită reclamă bună, merită reclamă bună. Cine nu, ne pare rău, dar tot la nivel de parter de bloc rămâneți și cu comportamentul. Mergem mai departe. În sfârșit am rezolvat, am lăsat actele, am deranjat un pic, am parcat aiurea, dar ne-am cerut scuze și mergem la Custom Tuning, Johnule, să facem treaba frumoasă. Hăță! Johnule, dacă tot am făcut treaba la notariat și ne îndreptăm către garaj, hai să-l sunăm și pe Lino, pentru că știu că astăzi trebuie să... Oh, ce zici, Lino? Pe bandă, competiția nu dorme. Ei, vezi că te și filmez. Suntem în reality show-ul Viața cu Popa Hopa. Bă, mă ții la curent când mergem să vedem Cinciu, da? Până la urmă, o să fie joi. Joi? Deci numai azi? Bine, ok, să-mi spui. Numai și mie... Bine, să-mi spui și mie ca să știu. Bine, te pup, Lino, spor la treabă. Pa.
Bum, Johnule, trebuie să mergem să vedem o mașinuță. Vă povestește Lino mai multe ce și cum legat de acest lucru. L-am sunat, e mai bine totuși că ne degrevează de treaba asta, pentru că și noi avem o grămadă de treabă astăzi. Opresc un pic, iau ceva de păpică, după care intrăm în curte la Custom Tuning. Din seria Pozitivitatea învinge, suntem la Star Kebab și într-un final putem filma, pentru că deși au văzut că ne-a plăcut sandwich-ul și așa cum vă spun și vouă întotdeauna, eu iubesc sinceritatea, nu văd de ce n-aș fi sincer. Am venit și am luat un sandwich fără să filmez și am intrat direct spunând: ha, la voi nu se filmează. Și am mâncat sandwich-ul și am spus că sandwich-ul e bun, motiv pentru care s-au ridicat steagurile albe și suntem aici, ne-am comandat ceva de mâncare înainte să intrăm la Custom Tuning. Și voiam să vă arătăm și vouă ce stil super șmecher de cooking au, pentru că nu e chiar un kebab, deși el se numește așa, e o chestie specială cu niște morcovei, sălățuri, tot felul de chestii, care ulterior se bagă la toaster, așa că take a look. Toate nebunile, fă-l tu cum știi bun, numai să, tema să fie picant și cu usturoi. Bombă! Johnule, așa o să arate și ale mele, yes! Ia uite șeptarul cu farul fumuriu. Hai că-l filmăm de afară, intrăm la Custom și revenim. Bă, deci suntem în garajul Custom, după cum bine vedeți aici, și sunt mega șocat de acest șeptar, care, în primul rând, ce culoare are, ce? Asta e negru la carbon sau e o culoare specială, punct? Am crezut că e negru la albăstrui, bă, și uite cum arată tintul ăsta. Iar noi zice că vom avea mai negru pe grăsuța noastră. Mamă, cum arată șaptele ăsta, jur, wow. Mâncăm și revenim, hățulesco. Este a doua oară în câteva zile în care mă întâlnesc cu acest șeptar V12. Confirm aici că scrie V12 corit, te rog. Hățu Johnule, aceasta este o mașină de oficial, nu o să vă spunem ce și cum. Vă spunem doar că este o mașină de oficial. Este superbă și cred că Dumnezeu îmi bate un hint. Hei Johnule, îmi spune, oare să coborâm în șeptar? Ia ca să vedeți așa un quick preview la ce se va întâmpla astăzi la Custom Tuning. Acum mașina trebuie să stea așa 2 ore până când se usucă foliile astea, pentru că sunt niște folii mai speciale. Am păpat așa orbița de asta, hăț, atent la gurița, nu care cumva să fi scăpat vreun morcovel, vreun castravecior, hăț. Cam așa arată folia fantomiță. Acum pe cameră veți vedea de ce suntem certați. Aceste puncte negre sunt puncte de spray. Asta ne este subliniat la Custom Tuning că ne-am bătut joc de un far de BMW X6. Hăți Johnule, ia uite spray-uțul. Mâncă la... ce bine se vede aici. Aici am dat serios? Bă, băiatule, 1 milion de subscriberi nu împlinești de multe ori în viață și nici de cum nu ai cum să uiți acel moment. Așa că a fost imortalizat prin puțin spray pe far. Nu ne pare rău. No regrets. Hashtag hăți. Ce tare să bine! Șai, mă, ești nebun, bombă! Bine-s! Bine-s! Hăți, Johnule, din gama Coupe de Foudre la Custom Tuning, adică în traducere liberă, dragoste la prima vedere în garajul în care venim atât de des. Suntem într-un X6M și constatam asemănări și diferențe între a mea și asta. Sunt multe diferențe, cum ar fi aceste scaune superbe, hăți, Johnule, cum ar fi acest super volan, Johnule, hăți, uitați-vă în ce hal arată, cum ar fi faptul că am pornit-o, ia scăzure la antiu și dacă mă supăr și fac așa, se aude așa? Da, superb, dar ca să mă laud eu, măcar n-are trapă. Penibil. În orice caz, frumos, frumos, frumos. Ah, și apropo, uitați Bang & Olufsen ăla cum se ridică, diferența între Harman Kardon și Bang & Olufsen. A venit Cosmin, a apăsat 2 butoane și mi-a răspuns. Acum accelerează-o, ca și cum fraiere. Încercăm din nou. Mulțumim, Cosmin. Dar de ce nu horcăne? Mai faci ceva? Da, mă, gata, că se clatină mașina cu mine și că-ți retardat. Aceleași chei, Johnule, tău. Numai că vreo 300 de cai în minus. Mă, cât are asta? 700? N-are 700, nu? Normală. 500 și ceva? 540? Și eu am 380. Aia că nu e așa rău. Dar poate fi dusă în 700 din câte știu eu, nu? Aia, mă, că și grăsuța noastră, iau, ce frumoasă, îi pune și pe proiectoare acum folie și... Îți, Johnule, din gama la garaj faci plinul cu de toate. A venit Sorinu și ne-a alimentat cu cea mai fresh și sănătoasă apă din lume. Este apa cu vitamine, viua, Johnule. Hăți, unde-i, mă, unde-i, mă? Unde-i, mă, mi-a lăsat, mă, pachetul? Hăți, ăsta-i ceaiul, little miracle, uite apa aici. Uuuu,
the best shit. Bă, John, n-are calorii, n-are nimic, tot ce trebuie. Bine, asta. Asta e aia cu câteva calorii, fiindcă are două variante. Am niciuna din variante nu are zahăr. Amândouă sunt cu stevia, însă una e cu puține calorii, alta e cu zero calorii. Am zis stăm cu calorii, totuși că nu vreau chiar zero. Și am să mai aducă colorate. Ah, astea colorate sunt cele mai bune, Johnule. Facem și nu mi-a adus și unul ăsta de Miracle, mi-a adus și de Miracle. Sigur. Da? Revenim, mai avem puțin și gata. Ia uitați-vă la draca noastră, ce frumoasă e. Hăț, Johnule, în sfârșit am reușit să intrăm în posesia acestei blestemate de procuri. Mulțumim notariatului de lângă Cora, de pe Iuliu Maniu, o servire ireproșabilă. O sunăm acum pe doamna Daria să vedem dacă este online. Te pup, Daria, să rămână, în sfârșit am reușit să rezolv. Tot pe Olteniță e acolo la tine, vin? Tot pe Olteniță, dar eu o să plec în 10 minute de la Vidra. Nu știu ce înseamnă, adică ajungi în cât timp? Ajung cam, zic, 5 jumate. Nicio problemă, atunci fii atentă. Mă duc și eu spre casă și când ajungi tu pe Olteniță mă sun și vin la tine, că eu stau jos la Dristor, mi-e super aproape. Și ajung imediat la tine. Da, îmi dai tu un semn când ești acasă, da? Bine. Să rămână, te pup, Daria. Îți, Johnule, cu ocazia asta am aflat că, bă, de asta, bă, se blochează Bucureștiul ăsta, bă, neciopliturile, bă. Mă, oamenii încă n-au înțeles că chiar dacă e verde pe semaforul ăla și intersecția blocată, nu te bagi, că de-aia sunt hașurile alea galbene pe jos, firariele ale, mama, Doamne, iartă-mă. Am terminat treaba, Johnule. Știu că nu este voie, dar pentru că nouă ne plac lucrurile un pic mai altfel, mai complicate, mai așa la limita legalității, am terminat treaba, motiv pentru care o să mergem direct să spălăm grăsuța. Nu am avea voie teoretic până diseară, dar ce înseamnă diseară, ce înseamnă acum, că până la urmă e aproape 5, până ajungem la scălătorie să face 5. O să le spun băieților să nu dea pe farul și pe stopuri cu jetul ca nebunii, ca să vedem și noi curată și în vlogul ăsta de astăzi, dat fiind faptul că v-am arătat toată ziua cum se pune colantul pe era să zic parbriz. Pe faruri, pe stopuri, frumos ar fi să o vedeți și complet curată la sfârșitul zilei. Așa că mergem spre Diamond Car Spa-ul de la Molvitan, unde o să spălăm pe cea mică, după care încheiem vlogul. Așa că ne revedem la spălătorie. Hăționule, fiți atenți, acum trebuie să dăm indicațiile alea mari ca să nu ne înjure Cosmin prea tare, că n-avem voie să o spălăm, fiindcă doar ce-am pus foile pe astea. Așa că la stopuri și la faruri, mai de departe, așa, mai cu talent, da? Și în rest, fără repede înainte, oricum se mulțumesc, repede vrem doar să o arătăm subscriberilor noștri, neagră curată. Hai, Johnule! Wow. Da, mă, tată, da, așa, da. Întreabă asta micul dacă mă supăr că îmi dă cu degresant pe roți. Te-am certat eu vreodată că faci prea mult? Ia uite cum arată mașina lui Batman. Ia vezi, tată, Batman in the house. Tanc am făcut-o, tată. Ia să o vedeți și din spate. Bum. Cam așa, Johnule, cam așa. Bine, rău, revenim după ce o șterge. Îți, Johnule, și-a mai transformat o dată mașina și-a mai terminat un nou proiect. Mulțumim Custom Tuning, mulțumim Cosmin, cam așa arată. Mulțumim băieților, Johnule, ce să-i reproșezi, ce să-i mai spui. Mulțumim Diamond Car Spa, că mașina noastră arată tot timpul boboc. Ia de aici negru complet. Cam asta e treaba. Nu uitați să dați un subscribe, Dorian Popa, să aprindeți coțofelul, pentru că suntem zilnic alături de voi. Mai sărim weekendurile pentru că suntem și noi oameni, dar de data asta o să ne decidem din timp ce filmăm pentru weekend, ca să nu vă mai lăsăm fără content. Nu uitați să dați un follow pe Instagram. Eu sunt Dorian Cori Leven. Nu uitați să dați un follow pe Spotify, Dorian Popa, și un like pe Facebook. O cafeluță superbă vă dorim și o zi asemenea. Nu uitați că a început școala, deci crește și aglomerația. Plecați mai devreme de acasă. Hăți, Johnule. De bluzele și ochii tăi sunt vinovat, vinovat. În mintea mea eu te-am creat dezbrăcat și apoi te-am desenat. De buzele și ochii tăi sunt vinovat.